piața roșie a Moscovei, conducătorii bolșevici privesc rânjind armata pe care o ridicat-o pe umeri unui popor înfometat și îndobitocit, pentru ca prin ea să poată cuceri Europa întreagă. Prima victimă a poftei sovietice trebuie să fie țara noastră. Profitând de izolarea în care a fost adusă de erorile unei politici oarbe, sovietele silesc România să recedeze Basarabia și nordul Bucovinei. Trupele române trebuie să se retragă fără luptă. Armatele sovietice pătrund pe pământul patriei cernite. Rapoarte militare românești, rapoartele Serviciului Secret de Informații Român indicau că în vara anului 1940, când autoritățile române s-au retras din Basarabia și Bucovina, au avut loc incidente violente în care ofițeri și soldați ai armatei române au fost umiliți de populația locală în timpul retragerii. La aceste incidente au participat și evrei, au participat lipoveni, ucrainieni și români. Au fost un număr de 5 sau 6 ofițeri români omorâți și câteva zeci de soldați, uneori de soldații ai Armatei Roșii, alteori de populația civilă. În urma acestor incidente, regimul lui Carol al II-lea a desemnat ca principal vinovat al dezastrului din Basarabia și Bucovina populația locală evreiască, care a fost prezentată ca neloială, ceea ce a constituit o extindere la nivelul întregii populații evreiești a unor acte făcute de elemente izolate. Trup din trupul țării noastre ne e smuls, călcat sub roțile carelor sovietice. Dar pe pământul ce ni se răpește, acolo unde tot sufletul românesc se închide în el și își plânge jalea, se găsesc fii ai lui Iuda, încălziți la sânul nostru preadarnic, care ies în stradă să se bucure. Iată-i cum râd, în timp ce patria sângerează. Ne aflăm aici în fața unei dileme pe care nu mi-o propun să o rezolv aici. Fie că România a avut un partid comunist mic, dominat de minorități, dar mic, insignifiant, 1000 la 2000 de membri, fie că toată populația evreiască din Basarabia și Bucovina era de orientare comunistă. Pentru că ambele ipoteze sunt prezentate uneori simultan de anumiți istorici ca fiind valide și cred că această dilemă, ca să spun așa, ar trebui rezolvată. În orice caz, ceea ce istoricii de multe ori ignoră când analizează, sau mai exact, revin, ceea ce unii istorici ignore când analizează această retragere din 1940 este faptul că zeci de mii de soldați și jandarmi aparținând unor unități care fuseseră staționate în Basarabia și Bucovina și al căror soldați erau originari din Basarabia și Bucovina au dezertat. Despre acest lucru nu se vorbește pentru că este întotdeauna mai ușor de blamat în condiții de criză o surse exterioare decât una internă. Persecutați în Imperiul Țarist, ca și în Austro-Ungaria, numeroși evrei s-au stabilit în epoca modernă în spațiul românesc. Cei mai mulți au rămas în teritoriul din dreapta și din stânga Prutului. Se ocupau în principal cu negoțul, fiind și pionieri încercărilor de industrializare a României. Târgurile și orașele din Moldova au căpătat un aspect aparte în plan urbanistic, datorită construcțiilor specifice ale membrilor acestei comunități. În timp, și-au creat și o elită intelectuală, artiști, avocați, medici, economiști. După mai multe convulsii ale istoriei, cea mai mare parte a evreilor din România a plecat,
iar semnele distinctive ale prezenței lor pe aceste locuri sunt aceste case din târgurile moldave de altădată. Episoadele cele mai triste și complexe ale istoriei comunității evreiești din România sunt, fără îndoială, cele din preajma și din timpul celui de-al doilea război mondial. Țara întreagă încremenește durerea ei. Dar pentru pământul trunchiat al patriei, pentru lacrimile unui neam ajuns la străfundul umilinței, pentru rugăciunile fraților rămași sub jug străin, cerul trimite din înaltul străfulgerărilor sale pe omul împlinirilor de mâine. 6 septembrie 1940. O țară nouă își ridică fruntea și nădejdea. Regele Mihai se urcă pe tronul României. Mareșalul Antonescu ia conducerea destinelor neamului. România își schimbă drumul politic, așezându-se pe calea comandamentelor naționale. Mareșalul Antonescu semnează la Berlin adeziunea României la pactul tripartit. Sigur că nu trebuie negate vinovățiile. Istoria trebuie asumată așa cum a fost ea, rea sau bună. Și a avut părți urâte, a avut părți îngrozitoare și în ceea ce ne privește în această problemă, de exemplu. Dar, pe de altă parte, privind lucrurile în ansamblu, sezizăm niște nuanțe. Nuanțele care au fost sezizate într-o cărțulie excelentă, realizată de Wilhelm Filderman, care în fond a fost liderul comunității evreilor în perioada interbelică, în momentul lor de maximă dezvoltare în România, și de dr. Sabin Mănuilă, cel mai bun statistician interbelic pe care l-am avut. Concluziile lor sunt deosebit de interesante și mai ales pentru că până în această, într-un raport de comparație, ce s-a întâmplat în România cu ce s-a întâmplat în alte părți. Sigur că a existat asasinatele din timpul rebeliunii legionare, a fost progromul de la Iași, au fost trenurile morții, a fost Transnistria. Dar, pe de altă parte, făcând niște totalizări, sigur că cifrele sunt îngrozitoare când vorbești despre așa ceva. Contează o viață de om, dar cu atât mai mult când e vorba de mii sau de zeci de mii. Dar, totuși, suntem țiliți ca istorici, ca oameni de știință, să recurgem și la cifre pentru a urmări dimensiunile fenomenului. Pentru că, totuși, din punct de vedere al aprecierii lui, unul este dacă s-a întâmplat în proporție de 5%, de 10%, de 30% sau de 100%. Acest lucru ne dezvăluie că, totuși, posibilitatea de supraviețuire oferită în spațiul românesc, sigur, momentul acela în spațiul românesc nu mai figura Transilvania de Nord, unde catastrofa a fost cea mai mare în această privință, dar nu e răspunderea noastră. Dar în spațiul românesc, totuși, proporțional, numărul evreilor care și-au salvat viața a fost unul din cei mai mari, cred eu, a fost poate cel mai mare din spațiul dominat de Germania în vremea războiului. 22 iunie 1941, pe un front de 2000 de kilometri, de la Oceanul Înghețat la Marea Neagră, trupele germane, române și finlandeze intră în acțiune spre a pune o stabilă definitivă amenințării moscovite. În toată țara, glasul clopotelor și proclamațiile mareșalului vestesc tuturora că războiul sfânt a început. La aceeași oră, pe tot cuprinsul pământului românesc, neamul îngenunche în tăcere. Nu mai e tăcerea încleștată a umilinței, așa cum era cu un an înainte. Este reculegerea sfântă și plină de încredere înaintea marei încercări. Undeva, la hotare, într-o biserică zidită de Ștefan Vodă, mareșalul îngenunche și el și se roagă pentru biruință după tradiția voievozilor. Capitala aclamă trupele ce pleacă spre front.
nu vom înțelege istoria Holocaustului în România fără a înțelege transformările teritoriale, pierderile teritoriale la care a fost supusă România în anul 1940. Mai precis, ceea ce s-a întâmplat în Ardealul de Nord, respectiv deportarea de către autoritățile maghiare în complicitate cu autoritățile germane, autoritățile militare germane, a 150.000 de evrei către Auschwitz în 1944, nu ține de domeniul Holocaustului în România, aparține capitolului cu același nume care se referă la Ungaria. Deci, atunci când facem această socoteală macabră a numărului de victime, ceea ce s-a întâmplat în Ardealul de Nord trebuie atribuit Ungariei. Și este atribuit Ungariei. Din cei 150.000 de evrei unguri deportați, nu s-au întors mai mult de 15.000 de la Auschwitz și din alte lagăre de exterminare. Shoah-ul este o mare tragedie. În primul rând, este o tragedie a civilizației europene, deoarece acest lucru a putut să aibă loc în Europa, să spunem între ghilimele, civilizată. O tragedie a civilizației creștine, deoarece e vorba de nimicirea evreilor, adică de nimicirea poporului cărții, care a dat lumii Biblia, bunul cel mai de preț, și care este la originea creștinismului, religia creștină fiind fica religiei evreiești. O tragedie a civilizației occidentale, deoarece Germania, înainte de a veni nazistă, Germania însă își face parte din această civilizație occidentală care ne-a dat atâta pentru civilizație în general. Tragedie care s-a întins apoi datorită colaborărilor celor care au cooperat cu Germania nazistă, deci țărilor din Europa Centrală, Europa de Răsărit, o tragedie a civilizației occidentale, dar civilizației în general europene. Apoi aș spune că Shoah-ul reprezintă un fenomen unic prin amploarea sa. Dacă ne gândim, din aproximativ 9 milioane de evrei din Europa, 6 milioane au fost nimiciți. În același timp, aș spune că Shoah-ul reprezintă o tragedie a modernității. Pentru prima dată, pentru a nimici acești europeni, acești evrei care trăiau în Europa, care au făcut atât pentru civilizația europeană, s-au utilizat atunci cele mai moderne mijloace tehnice. Și în acest punct de vedere aș spune că marea diferență între genocidul armenilor din primul război mondial, să nu uităm că 1,5 milioane de armeni au fost masacrați, și masacrarea sistematică a evreilor în timpul celui de-al doilea război mondial, este de natură tehnologică, de natură modernă. Adică o mare parte din acești evrei au fost distruși în camerele de gazare, s-au utilizat deci metode moderne de nimicire în masă. Dacă ne ducem astăzi în Israel și examinăm proporția numărul românilor, celor evreilor români, astăzi israelieni, constatăm că este o cifră foarte ridicată, ținând seama și faptul că totuși România este o țară relativ totuși mică față de alte țări. Cred că cifra este întrecută doar de evrei care au venit din Uniunea Sovietică, dar Uniunea Sovietică ce proporții demografice are? Tragedia Shoah-ului este și o tragedie a umanității. Asta ne arată că oamenii, chiar oamenii care în viața lor cotidiană puteau o viață normală, anumiți militari germani din Wehrmacht sau, bineînțeles, naziști, din cel care noi știm care a fost situația lor, efectiv puteau să meargă acasă, să mângâie pe copiii lor și în același timp să ducă în lagările de concentrare și să distrugă și să ucidă femei, bărbați, copii și așa mai departe. Acum aș spune că este o tragedie care nu-și poartă numele. Iată de ce eu am numit și fac parte acești cercetători istorici care denumesc acest fenomen al nimicirii fenomenul Shoah-ului. La 3 iulie, executând ordinul mareșalului, trece Splutul, armata română începe ofensiva și în 4 zile atinge Nistrul, ocupând Cernăuții și eliberând întreg nordul Bucovinei. O intensă acțiune de artilerie pregătește deslănțuirea atacului armatei a treia.
1941, când trupele române eliberează Basarabia și Bucovina, trebuie făcute câteva precizări importante. În primul rând, după calcule foarte serioase pe care le-am făcut împreună și separat cu alți istorici, din cei 300.000 de evrei care la începutul anului 1940 existau în Basarabia și Bucovina, aproximativ 100.000 s-au retras cu autoritățile sovietice, au fost încorporați în Armata Roșie sau au fost deportați de aceleași autorități. În momentul când începem să calculăm pierderile evreiești din Basarabia și Bucovina datorate operațiunilor militare, deportărilor, execuțiilor care vor urma, trebuie să pornim nu de la cifra de 300.000, care era cea a populației totale în anul 1940, ci de la cifra de 200.000 populație evreiască pe care trupele române și germane le vor găsi în aceste două regiuni. În vara anului 1941, jandarmeria română primește ordinul de curățare al terenului. Ordin de curățare al terenului care prevedea executarea masivă a evreilor din zonele rurale și internarea în lagăre și ghetouri ale evreilor din zonele urbane. Generalul Ceze Vasiliu, subsecretar de stat la Ministerul de Interne și comandant al jandarmeriei, dă ordinul de curățare al terenului, conform căruia toți evreii aflați în zonele rurale din Basarabia și Bucovina urmau să fie executați, iar cei din zonele urbane urmau să fie internați în lagăre și ghetouri. În urma implementării acestui ordin de curățare al terenului, în urma internării evreilor în lagăre de tranzit și ghetouri, în urma deportărilor asupra cărora voi reveni, care vor urma în toamna anului 1941, între 40 și 60 de mii de evrei își vor pierde viața în Basarabia și Bucovina de Nord. Jandarmeria română a încercat foarte rapid să deporteze masiv pe evrei din Basarabia și Bucovina de Nord. Încă la începutul lunii august 1941, peste Nistru în Ucraina. Această operațiune nu a reușit pentru că germanii au împins înapoi 15-20 de mii de evrei, au împins înapoi în Basarabia 15-20 de mii de evrei pe care jandarmeria română încerca să-i deporteze dincolo de Nistru, nu înainte de a executa 6-7 mii dintre ei. Acesta este momentul când autoritățile militare române, ordin în care, cel puțin în cazul lagărului de la Vertujeni, Ion Antonescu este direct implicat. Deci este momentul în care autoritățile române creează lagărele de tranzit și ghetourile. Zeci de mii de evrei au fost internate în lagăre de tranzit de mari dimensiuni, cum ar fi Vertujeni, Edineț, Mărculești și în ghetourile de la Chișinău și Cernăuți. Pe străzi, populația primește cu lacrimi de bucurie pe eliberatori. Printre ruinele caselor incendiate de bolșevici, puțini români scăpați cu viață sau nedeportați, își salută frații care defilează biruitori pe același bulevard pe care defilau și în 1918. Diferență între ceea ce s-a întâmplat evreilor în România și, de exemplu, ceea ce s-a întâmplat evreilor în Ungaria este următoarea. În Ungaria, evreii au rămas în viață până la sfârșitul războiului, până în 1944. A fost persecutat, a fost legi rasiale, a fost
o serie întreagă de persecuții, dar marea majoritate a evreilor rur au rămas în viață până în 44. Și tocmai la sfârșitul războiului, în două luni și ceva, aproape jumătate de milion de evrei au fost nimicit, marea lor majoritate la Auschwitz, printre ei evrei din Transilvania de Nord, care sunt evrei noștri, din, care făceau parte din România, înainte ca Transilvania de Nord să fie ocupată de Ungaria hortistă. În timp ce ceea ce s-a întâmplat în România este altă originalitate, masacrele au început mai devreme și, din fericire, s-au terminat mai devreme. Din cauza aceasta, jumătate din populația evreiască care trăia în România la începutul războiului, să nu luăm în considerație, de exemplu, evrei în Transilvania de Nord, aproximativ 600.000 de evrei, deci aproape jumătate din această populație a rămas în viață. După o anumită statistică, s-au găsit la sfârșitul războiului chiar aproape de, între 300, unii spun 350.000 de evrei. Deci asta este prima diferență care mi se pare importantă. Din păcate, efectiv, asistăm la o adevărată colaborare între autoritățile guvernului Antonescu cu autoritățile germane în nimicirea judaismului din România și, în primul rând, din Basarabia, Bucovina și Transnistria. În măsura în care Basarabia și Goina fac parte din România, deci, bineînțeles că din România, din acest punct de vedere, trebuie insistat asupra faptului că Shoah-ul a existat. Am spune, din păcate, bineînțeles, în România, evreii au suferit persecuții și din punct de vedere legislativ, dar au suferit deportări, au suferit masacre, au suferit pogromuri. Eu cred că însă o insistență prea mare asupra unor fapte care sunt acceptate de toată lumea, care sunt criticate, care sunt condamnate de toată lumea, unor poate provoca reacții contrare. Și din acest punct de vedere, poate ar trebui să, ca atmosfera aceasta să fie mai descâncenată, ca să spun așa, tocmai pentru a ușura această reală apropiere. Cred că lucrul acesta contribuie și foarte mult la o nivelare, să spunem, completă a problemelor care, evident, istoria a putut să le adauge în plus sau în minus în cursul evoluției.